În perioada 16-22 septembrie, rețeaua europeană a poliților rutiere RoadPol desfășoară proiectul RoadPol Safety Days, destinat conștientizării tuturor categoriilor de participanți la traficul rutier cu privire la riscurile la care se expune situația în care nu respectă normele rutiere în scopul adoptării de către aceștia a unei conduite responsabile atunci când se deplasează pe drumurile publice. Proiectul este susținut de Comisia Europeană și își propune concentrarea eforturilor pentru reducerea numărului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora. Astfel, polițiștii suceveni au intensificat controalele în trafic pentru prevenirea și reducerea accidentelor rutiere soldate cu victime omenești produse pe fondul conducerii sub influența alcoolului sau a drogurilor. Copiii au primit de la polițiști informații utile referitoare la regulile de circulație, cum să se asigure corect atunci când traversează strada, discutându-se totodată despre consecințele nerespectării legislației rutiere. În paralel, polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune punctuală pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere, având ca și cauze generatoare indisciplina pietonală și neacordarea de prioritate de trecere pietonilor. În doar 2 ore au fost aplicate 102 sancțiuni contravenționale în valoare de 44.000 de lei. Dintre acestea, 27 au fost aplicate pietonilor, iar 75 conducătorilor auto. Totodată, șoferilor le-au fost suspendate și 10 permise de conducere, fiind retrase și 5 certificate de înmatriculare.